Începuie săptămână, sucă tata la smântână, covala de țară. Minciună. Minciună, că airanul nu-i, numai nu mai găsit. Nu mai găsit airan. Asta e minciună, mânca, e făină plină. Cum avea Bobocioia de la Puterea Dragostei cu Pleșa. Eu întotdeauna când asta, când văd asta, mi-amintesc acțiunea aia ce avea Bobocioia la filme pentru adulți. Să vedem ce avem. Dăm un restart la pagină. Uite mi-o dat, prima. Botul de rață. Andra Volos, sunt o mamă. Vestea care și-a lăsat mască toți admiratorii. Înțelegeți? Tu putorilor. Auziți să vă spun ceva. Știu că vă este dragă reclama. Să apăresc pe primele pagini și din ele. Dar așa, n-ai cum să devii o Bianca Drăgușanu. Aia o făcut înainte. După aia o făcut în televiziune. Dar o făcut-o numai cu stele. Cristian Mutu, botezatul, n-are rost ca să mai lungim bădălău, să-i lungim pătăt. Deci numai cu oameni grei, cu milionari în euro, cu diamante, cu briliante. Voi vreți ca să ăstea prin fapte, că mereu și vă frecați cu știu eu ce țări, sau stați pe la apartament, n-aveți cum așa. Așa sunteți numai râs, circ. Vrei să devii tare? Ciuci de acolo. Că dacă merg la Cămilari, îți dă transpirația aia de la găoază și la așa, s-o înghiți, mai vii și cu niște virus dromaderieni. Virus dromaderieni. Vedeți că umblăm pe aici și strigăm ca Cămilile, că tu știți pe noi? Are dracu. Înțelegeți? Bun, n-am eu nimica cu fata asta, dar eu vă spun așa, cum a cuvenit vorba. Așa. Ia uitați-l. Oconașul în cavaș. Înțelegeți cum stă treaba. Vedeți? Mândreață. Abă, fata asta gândești că e cântăreață aia, franțuzoică. Mândreață. Te tumblă asta pe la restaurante. Da. Acceptăm. Băi? Nu panoramele alea. Lasă crepe inima mie. O vrut să pui mâna pe el piruiu și cu destrăblata asta la altă care are filme pentru adulți. De la tecuci. Bianca. Da. Să vedem ce comentarii. Ce frumos sunteți. Așa. Uite. Și nu știu ce lasă. Bușterul. Comentariile. Care. O atecrează pe ea. Pe fața. Alte creață, cum să zice, alte... Și ce vreau să zic? M-a atercat.
m-a atelcat. Da. Da. Imagini colosale cu țancă mina. Uraganul cântă la o nuntă de minori. Mirele are 9 ani. Mireasa 17. Dă-i seama câte caruri au băgat Mireasa în ea. Asta că trebuie să fie glăutar. Dacă îl plătesc să cânte la un câine, stă și cântă la un câine. S-a furat Mireasa. Unde e? Unde e? La Mac. Se destrăbălează. Uită-te, alte rapandule la puterea dragostei. Căvași Dumnezeu. Tarzi cu Ștefan G. M-a văzut mulți. Sunteți. Ciobanul ăla e cu bolnavul ăla lat. Ion. Ăsta e cu Tarzi, mocanul e cu ăla lat. Na. Nu știu care-i treaba. Nu știu care-i treaba. Așa. Andreea Marin, gafă colosală. Ce să-i să vadă la asta că a intrat în asta? A intrat în bătrâna asta, mâncați așa un șoldovean ca asta, ferească, Dumnezeu, ce muiare. Au eu spart aia ca să avea mâncați așa. Uite-te și gunoiul ăsta stradal, care mi-a luat vorba. Am lăsat o nouă piesă, Îți plac banii. Aceleași cuvinte, aceleași alea linie muzicală, vă arde fraiere ăștia cu muzica de vă doare capul. Zdreanțelor care nu cunoșteți muzica și ziceți că așa. Dă-ne pace, Liviu Marin Pop. Știm, aceleași fapte și gesturi. N-ai ce să faci. Georgiana Lobonț. Așa, None. Madalin None. Da, revedere, dragă. Și Madalina asta, None, odată în... None, și tu ai sărutat-o, și tu ai scos copiii Cruz, de acolo, de la pleșa, din filmele alea. Da, Smokey, prietenul meu. Așa, Vali Vigelie, Teo Trandafir, răbdarea trece prin munți și mare, totul vine și trece, dacă ne ținem de acest colac de salvare. Păi tu tot de colacuri te-ai prins. Tot de colacuri de salvare te-ai prins. Ți-au mâncat la banii, pocheristul. Nimic, ceva plăcut să vedem. România, te iubesc și i-a arătat pe ăștia care și-au recuperat castelile. Au venit păduci săraci din alte țări, a intrat în, așa, Simona Trașcă de Orență la spital. M-a zis, păi tu du-te tu în supărare de aici, că tu ciucești acolo unde trebuie. Ia uitați-o pe asta, pe Simona Gherghe. Ce bătrână ai mâncat așa, ce deformată îi fai de capul și de zilele mele. La vârsta ei, ia uitați. Înțelegeți, fugea cu aia pe Grecia, cu lesbi. Valentina Pelinel, fără rușine. Așa i-a făcut avansul Bianchi Drăgușanu. Nu avansul, o plătit-o. O plătit-o, înțelegeți. Mare hâz la mulțându, te-ai în cancer de la bar ce ești. Te-ai în cancer de la bar ce ești. Plânjă-ți-ai în pumn după mata să-ți plângi. Înțelegi? Dezdreamță împuțită. Te freacă ăștia pe acolo, pe la... Așa. Domnilor,
Cum a reacționat Andreea Esca dacă fiica ei ar să s-ar îndrăgosti de țancă? Eu am o oroare de treaba asta. Cred că o lovit o țancă și pe fata lui Esca. Nici nu se discută. Nu a venit întrebarea așa, Iurea. O lovit o țancă și pe fata lui Esca, i-o dat. O să ai tu oroare că te lovește și pe tine. Înțelegi tu? Imaginea șocantă cu Viorica de la Clejani. Dar e adevărat ce se întâmplă cu artista aici, cu masca aia pe cap, gândești că e Fox, Mox, Mox, terier de ăla. Mox, Mox, terier. Uuuu, că mă chem de tine. Așa. Adio, căsnicie, planuri, una alta, mereți în jale de aici cu tu, răpușugosă. Hai, da, puță. Hai. Hai, tata. Hai și puțiușut. Hai și puțiușut. Fuge, puța. Așa. Cristi Brancu. Nu. N-avem ce mă mâncavaș. N-avem ce să luăm, de cine să ne luăm, de ce mi. Minerii vin la București, Miron Cosma dă de pământ cu guvernul Câțu. Câțule, Miron Cosma n-a murit. Du-te, măi, de aici, mai. Că pe tine te-o băgat înaintare Iliescu și cu la barul alalalt. Înțelegi, a zis ca și niște diet. Hai de capul meu. Voi trebuia să fiți condamnați la moarte. Uitați ce față are asta. Îi duce și trage sângele de la copii și îl bagă ei în corp. Andreea Marina asta, înțelegeți? Ăștia minerii care au făcut așa trebuia condamnați la moarte. Top 30 vedete sexy în costum de baie, Anca Țurcașiu le-a luat fața divelor Bianca Drăgoșanu, Daniela Crudu, Elena Udrea, Milena Vear, Carmen de la Sălciua. Vai și amar de capul vostru, mă, și uite-te, comunici, dar cum să puneți voi aia Carmen de la Sălciua lor și la pe ăsta, mă, pe cântărețul nostru, mă, care cântă, mă, Culiță, mă, lonșela cu pretinul lui cel mai bun, mă, omor și să freca cu el, mă. Și îi trimite Culiță mesaje, unde ești? Da, așa și era cu ciocalău în gură. Păi eu zis acolo, la emisiunea lui Teo. Înțelegi, cum să pui și asta la întâlnit? Bianca, cum aici, înțelegi? Asta cu pleșa filme porno, mâncava-și Dumnezeu. Fai de capul meu, cum să pui asta? Bine, că emisiunea aia le-a pus, îți dai seama. Uitați-o și pe asta. Asta în 2014-2015, sus în zorilor, la discotecă, înțelegi? Hau, 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 cu mine, avem tot, e pus. Puroiu, a făcut o lată plină la dosar penal și în pușcărie cu asta, că asta e și producătoare. Înțelegeți? Dar cum, nici nu se discută. Extraordinar. Ia uite-o, și aici, dosar penal, mă, și la pușcărie, de unde au avut marfă, cine i-a dat, cu cine i-a dat permis? Pe ea, bă, cât urs, cine i-a dat permis? Asta e problema. Înțelegeți? Cum o lua permisul? Da. N-ai ce să mai vezi prea multe, că astea sunt. Ia uite-o și pe asta. Tăte, vă dezbrăcați, plâje, v-ați în pumn și cucuru cântați. Cucuru cântați. Înțelegeți? Sunteți niște parașute. Rador s-a oprit la un bărbat care se ruga pe stradă. L-am luat cu el într-un non-stop, iar ce-a urmat a făcut mult pe mult să plângă. Ce-a făcut libidinosul ăsta? Jasta ce-a și pe dincolo. Și la, uite, l-a arată pe ăla pe că plânge că i-a făcut cumpărături de 1.000.000, 2, 3. Uitați-vă.
Și eu le-am dus la aia mașină, este la frigider, aragaz. Mâncare de 100 de milioane și la mai mulți, normal. A zis, bine, mă, când vrei ori să acasă așa, oricum, Dumnezeu vă lovește pentru toate minciunile care le faceți. Înțelegeți? Mi-e scârbă de voi, mi-e scârbă de voi. N-ai ce să asta. Cristina Pucean, uite-te și la asta. Și-a pus două țâță de alea, de, nu gândești că-s două străcuritoare, un cavaș, Dumnezeu, și și-a făcut muiul ăla, de nu gândești că-i cur de curcă, uite-te. Mi-e scârbă de voi, tupanaramelor. Ați mărs și v-ați injectat. Nu vă puteți arăta corpul vostru, fața voastră frumoasă. Nu o aveți. Sunteți bărbați. Ia, vă injectați. Da, domnilor, după cum vedeți, îs grele astea. Îs grele, fraților. Gazeta de Nord, Aha, Production. Uite-te pe esclocul ăsta, Cătălin Măruță. Tu ai o față de lache. Tu ai o față de lache. Înțelegi? Pentru că trimas și el și alții. O trimas semnale că dacă aș vrea să mă duc la podcasturi și ele, n-areți în jale după podcasturile voastre, lăbarilor. Ați prins și voi de la american ceva și gata. V-ați spus și voi podcasturi. Și voi sunteți plini de guviz în gâți. Toată lumea a crezut că a fost externată. Ia uite, măcar slăbești, slăbești cap de porc, cap de scroafă, slăbește-a, mă. Înțelegeți? Aha. O să zice, tătă-l pune pe lobă cu zdreamța asta împuțită, cu asta care are filme pentru adulți. Nu știu ce tătă-l pune pe lobă. Înțelegeți? De ce nu face Lobo un clip să le spună ține de reacli de împuțiți? Numai că cred că și lui place să apară, să elea. Înțelegi? Am apuc eu și fac niște clipuri de după ce e spus, stai acolo, mulache, nu tătă-l săruta. Tătă-l sărut până ți-a dat două în sânge. Înțelegi tu? Așa. Da, domnilor, Andreea Bănică și asta că caută bărbați. Uitați, uitați, încă un bebeluș la puterea dragostei. Fost iubit al Biancăi Comăniș va deveni până... A făcut mare la anus cu că a cerut-o în căsătorie. A cerut-o de soție pe iubita sa. Și-o pune pe Bohocioia cu Bobicioiu, cu Iancu, cu ăștia. Mamă, cât s-o plecat-o pe asta, plânge și-o rămpune Moldoveanca. Vai de capul meu, Georgiana Lobonț, nu ne interesează. Puterea Iancu Stârp, prima reacție pe ce Ricardo a anunțat că vrea revanșă. Te bate a doua oară ăsta, Ricardo. Că ai fugit pe acolo, pe în ring, ca... Înțelegi? Te bate oierul a doua. Ți-a dat oierul din alea. Ia, hambri. Da, domnilor. Tăte arată pe ăștia cu copii, pe cu așa. Narcis. Deja, bă, ești numărul unu, mă, dacă Brec Irinel Columbeanu a fost internat de urgență. Bă, oameni, eu nu vreau nici. În octombrie vom pierde 400, chiar 500 de oameni pe zi. Estimează medicul, du-te manjele să te mânce. Eu nu vreau să mă ăsta cu, înțelegi, să mă pun contra guvernului, statului și din alea. Dar hai să vă spun ceva. Terra, pământul, are vreo 7-8 miliarde. Așa, eu zic după ce spune statisticile. Vreo 7-8 miliarde de vieți
omenești. Acum, întrebarea îi. Nu știu dacă în fiecare țară asta arată morți. Dar problema îi. Băi, oameni, atâția doctori, atâta medicină, atâta din asta. Cancerul, n-ați reușit să-l doborâți. De leucemie, am văzut o groază din ăștia, n-ați reușit. O groază de boli, o groază, nu zi doctor perfecționist în asta, o groază de boli, nu știți nimic. Înțelegeți? Și voi tratați acest virus, care zice că moare oamenii pe capete. Le faceți injecție și după aia ei tămor cu injecția făcută. Le faceți injecție, îi puneți cu mască. Când ne-ați obligat pe toți să purtăm mască, erau o aprupă ăsta pe linia virtuală, o groază de poze făcute la secret, cum voi erați fără mască, fără din asta, erați în anumite locuri. Erați în anumite locuri, mă sună termopan. Așa, în anumite locuri, eu unul pe varianta asta aș merge. Te sun imediat. Mianu, bătu la ușă! I-o arăta pe mulți că... Da! I-o arăta pe mulți în care nu purtau mască din conducere. I-o arăta pe mulți din conducere care nu purta mască. Înțelegeți? Bună ziua, aveți așa un pliculeț. Da? De unde-i, doamnă? Alex. Da, mulțumesc. La revedere, zi bună. Să rămână. Ce faci? Înțelegeți voi? Deci fiți atenți aici. Numai pentru unii a fost masca. Uite pâța. Pentru unii a fost masca, pentru alții nu a fost masca. Nu știu cum voi faceți. Și cum vreți să ajungeți la o subiectivă ce nu știu cum să zic, dar sunteți bandiți de numă. Sunteți bandiți de numă. Câte măști s-au vândut de când e treaba asta, vă dați seama câți bani i-ați îmbogățit pe aia. Nu sunt pansamente, dar sunt măști. Te duci la magazin, nu îți dă pansament, n-avem pansament. Dar măști îți dă. Trebuie să cumperi măști și să faci pansament. Înțelegeți? Deci n-am eu treabă. Faceți spectacole din astea cum a fost Ontolu, a lume, Sanchi, că i-ați verificat. O groză de lume și după aceea dacă face o nuntă sau un botez, îi trebuie din ăla. Înțelegi? Îi trebuie obligator din ăla. Dar de ce nu pui unul la poartă? N-am, mă. Îi bagi ăla în nas. Ce faci? Îi strice astea? Ce faci pe acolo? Înțelegi? Iei ăla, scui pe mânt. Bagă-l acolo. Înțelegi? Că tot salivă. Mai bună. În fine. Nu știu. Nu vreau să mă iau cu voi, dar nu zi o prea deștept în tema asta, dar voi sunteți niște hoți și criminale. Înțelegeți? Ia să vedem ce mi-a venit aici. Că sunt nervos. Custom declaration. Bloc capital. Sticker. 319. Că să-și Dumnezeu, ce e ăsta? Nelson Pop. Email. Doamne fer, nimeni cața-și ca și la... Fiți atenți ca și în armată. La ăia, la securitate. Să nu fii contras.
să las Dumnezeu să vin. Am înțeles. Mi-a venit asta de la Ferrari. Ne-a trimis Ferrari, mâncava și Dumnezeu să filmăm. Ia uite, Marlboro și Ferrari. De la Marlboro și Ferrari. Am fumat 30 de ani Marlboro. Înțelegeți? Am fumat 30 de ani Marlboro. Mi-a trimis din astea, eu v-am zis, am contract, am și aia, cum îi zice, climatizatorul de la Ferrari. Bine, domnilor, vă pup. Ne auzim, țucu, haut.